Anul 2018 a fost unul complex în care s-au făcut pași înainte. Este practic al 7-lea an consecutiv în care, la nivel național, a scăzut numărul infracțiunilor comise, chiar și a celor stradale, precum tâlhăriile. Aceeași situație este și în cazul accidentelor grave, și acestea fiind mai puține ca număr. Din păcate, numărul vieților pierdute în urma unor evenimente rutiere este destul de mare. Mai mult de 70% dintre infracțiuni au fost constatate în flagrant, ceea ce ne arată că polițiștii și jandarmii au fost destrăși la locul și momentul potrivit, acolo unde a fost nevoie de ei. În context, infracțiunile stradale, inclusiv cele de tâlhărie, au scăzut în anul 2018 cu peste 12% față de anul 2017. În ceea ce privește siguranța rutieră, vă pot spune că accidentele grave și decesele rezultate în urma evenimentelor rutiere au fost mai puține față de anul 2017, dar numărul vieților pierdute în accidente rutiere rămâne în continuare mare. Anul trecut au fost reținute în vederea confiscării 4,7 milioane de pachete de țigări cu o valoare de peste 41 de milioane de lei. În același timp, au fost identificate și destructurate 18 grupuri formate din peste 160 de persoane. O altă temă delicată a reprezentat-o consumul de droguri, care, potrivit ministrului, a crescut considerabil. Carmen Dan a ținut să precizeze faptul că distribuirea de pliante nu este soluția combaterii acestui fenomen. Constatările din rapoartele anuale sunt îngrijorătoare dacă privim către scăderea vârstei celor care consumă droguri. Iar acestei tendințe nu mai putem să răspundem doar cu campanii care constau în distribuirea de pliante. Așadar, am solicitat ca într-un termen scurt să avem o nouă viziune asupra modului în care agenția își va desfășura acțiunile preventive. Am cerut acest lucru noii conduceri și deja s-a avansat un proiect de management care este în analiză la nivelul ministerului. La nivelul județului Olt, prefectul Silviu Neacșu, alături de reprezentanții poliției, jandarmeriei și a pompierilor, sunt pregătiți pentru a interveni la orice eveniment dacă situația o va impune. Atât pentru Paștele Catolic și Florii, cât și pentru sărbătorile pascale creștin-ortodoxe sau mini-vacanța de 1 mai, autoritățile locale s-au pregătit din timp pentru o vacanță fără evenimente.